că salariile cadrelor didactice vor crește cu doar 13% de la 1 ianuarie 2024, asta după ce Ministerul Finanțelor Publice a retras varianta cu 8%, publicată dintr-o eroare, o variantă mai veche a proiectului de ordonanță de urgență. Și întrebarea care se pune este dacă, într-adevăr, vorbim despre o eroare sau despre o testare a vigilenței în contextul în care guvernul trebuie să găsească anul viitor 20 de miliarde de lei pentru majorarea salariilor profesorilor. Pe de altă parte, cu doar două ore înainte de ședința decisivă pe buget, premierul Marcel Ciolacu se întâlnește azi cu sindicatele din educație, reprezentanții profesorilor. Iar sindicatele au cerut demisia ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș, și dezbatem acest subiect cu senatorul USR Ștefan Pălărie, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule senator! Bună ziua, sper că mă auziți bine, sunt într-o clădire cu pereții groși, sper să nu avem probleme. Foarte bine vă auzim. Așadar, este sau nu o eroare? Am văzut că s-a corectat pe repede înainte, însă au încercat într-un fel sau altul cei care au strecurat această eroare în proiectul de buget să testeze vigilența celor care citeau proiectul de buget și au introdus acea creștere pentru salariile profesorilor de doar 8%, nici măcar 13%, chiar dacă nu era cea promisă? Vă spun sincer că mi este foarte greu să judec dacă a fost o eroare sau doar o strategie extrem de vicleană de a se juca acești guvernanți cu nervii profesorilor din întreaga țară. Având în vedere că anul trecut am avut niște erori majore în construcția bugetului pentru anul 2023 și știm cu toții la ce nivel de deficit am ajuns, nu m-aș mira să fie pe de o parte din nou aceeași incompetență care lovește din nou și care distruge, cel puțin vedem actele normative care asamblează în integralitate proiectul de buget pentru anul 2024. În egală măsură, aici ceva miroase cel puțin suspect, pentru că o nouă întâlnire cu sindicatele, sau între sindicate și guvern, înseamnă că ceva nu merge cum ar fi trebuit. Cred că eram chiar la dumneavoastră în direct, când domnul Nistor, președinte al unei dintre sindicatele mari din învățământul preuniversitar, spuneau că domnul Boloș a recunoscut într-o altă emisiune în direct faptul că a fost o eroare. Oricum, ce pot să vă spun este că noi am pornit o analiză a bugetului de salarizare din anul 2023 și fără să intru foarte multe tehnicalități, există buget și există execuție bugetară. Execuția bugetară a fost mai mare pentru că, din două componente, bursele s-au mutat prin lege de la primării la Ministerul Educației și, de asemenea, salariile profesorilor au crescut în urma celor mai mari greve din ultimii 18 ani. Acum încercăm să facem calculele și asta ne-am străduit o echipă mai largă ca să vedem dacă, dincolo de declarația am greșit în textul ordonanței, nu cumva au greșit și fundamentarea bugetului, însă este greu de spus pentru că bugetul este construit, eu uneori cred, anume, încât să nu fie suficient de transparent și să poți să vezi cifrele de salarizare, de exemplu, în fiecare lună estimate. Dar, așa cum spunea și colegul meu Cristi Zeidler într-o analiză matematică, și anume că în fondul de pensii lipsesc vreo 15 miliarde pentru a putea fi alocate toate creșterile cu care guvernul s-a lăudat, vedem relativ în oglindă că și în dreptul profesorilor lipsesc niște bani pentru a putea fi operată chiar și din două bucăți această majorare de 20% pe care guvernul pare că a negociat cu sindicatele. Ne uităm puțin la declarația făcută ieri de ministrul dezvoltării, domnul Adrian Veștea, cel care făcea referire la bugetul alocat Ministerului Dezvoltării și la banii care se dau primarilor. Pentru că vedem, cresc salariile primarilor odată cu acest buget de la 1 ianuarie cu 5%. Nu doar primarii beneficiază de aceste majorări, inclusiv președinții de consilii județene. Vedem ce se întâmplă prin consiliile județene. Avem un caz concret la Botoșani și nu numai. Iată, așadar, vedem că toți aleșii locali, funcționari publici, vor avea această majorare de 5%. Și în acest context, Adrian Veștea, ministrul dezvoltării, spunea că unii primari sunt nemulțumiți pentru că au salariu cât o învățătoare. În ce lumină să vedem această declarație, domnule Ștefan Pălărie? Păi, cred că lumina este simplă. Guvernul încearcă să-și justifice această majorare nepromisă și neangajată în niciun document
către primari. Da? Deci, pe de o parte, în exact același buget, dau o majorare de 5% în dreptul primarilor. Repet, un angajament care nu a fost asumat în nicio parte, doar mai degrabă vedem așa un fel de bonus de Crăciun, în timp ce profesorilor, atenție, nu le dă guvernul nimica, doar își onorează nici măcar în integralitate promisiunile făcute, acele promisiuni care au stins cele mai mari greve din ultimii 18 ani. Pare și atunci, într-un fel sigur, așa că a fi învățător nu este onorabil. Cel puțin, este așa, o rușine, cel puțin este, așa pare că reiese din această declarație. Este ai o rușine salariu tipul ăsta de învățătoare. Din două motive. Probabil că domnul Veștea s-a uitat pe grila salarială la îndreptul unui învățător cu studii de lungă durată, cu studii superioare de lungă durată și cu 25 de ani de vechime în spate. Dar ăștia sunt 25 de ani de batjocură și de a rezista psihic și fizic într-un domeniu care a fost plătit dezastruos foarte, foarte mulți ani la rând. Ori acum tu să vii să spui, domne, stai puțin că primarul se uită cu jin la o învățătoare, este absolut un argument penibil pentru un om politic.